Ucraina. Trucuri pentru reducerea pierderilor de echipament militar. Germania. Ar trebui interzis telefonul mobil în școli sau nu? Bulgaria. La Sofia a fost inaugurată prima cafenea pentru căței. Bun găsit la Europeo! Războiul Rusiei în Ucraina se prelungește, fără perspectiva de a se încheia curând. Ambele tabere au pierdut deja stocuri mari de echipament militar. Ucraina face totul pentru a-și reduce pierderile, ba chiar recurge la un truc isteț. Folosind vehicule, artilerie și chiar sisteme antiaeriene false, ucrainenii încearcă să devieze focul inamicului de la țintele adevărate și să-l facă să-și irosească muniția. Un obuzier M777 distrus de artileria rusă, dar nu este un obuzier autentic, ci o imitație. Aceste imitații de piese de artilerie din vest sunt făcute de voluntari. Sunt menite să îi dezorienteze pe ruși și să-i facă să cheltuie muniție scumpă pentru a le distruge. Acest model este ușor de montat și de demontat, durează numai 2-3 minute. Iar aici este rezultatul. Rușii văd cu ajutorul dronelor aceste imitații de piese de artilerie și nu pot distinge dacă sunt arme autentice sau nu. Camuflajul joacă și el un rol important. Мені військові дуже багато показували скринів, саме як вони це бачать. Militarii mi-au arătat cum arată pe monitor imitațiile. Obișnuiam să dăm mai mare atenție detaliilor, dar militarii mi-au spus că nu este nevoie de ele. Importantă este existența elementelor de bază, iar aici avem mai multe detalii decât este necesar. Для тих засобів, якими вони можуть побачити цю техніку. În viața civilă, Ruslan făcea mobilă. Cu un an în urmă, armata l-a rugat să producă imitații de arme. Și-a făcut propriile desene bazate pe fotografii din internet. A montat deja mai bine de 100 de imitații. Un obuzier adevărat costă cel puțin 3 milioane de dolari. Deci am economisit deja pentru armata noastră în jur de 300 de milioane de dolari. O imitație de obuzier costă în jur de 1000 de dolari, în timp ce proiectilul rusesc care îl distruge costă în jur de 35.000 de dolari. Aceasta ne fascinează, faptul că putem face ceva în viața civilă care ajută armata, care ajută la protejarea militarilor noștri. Aici, meseriașii lucrează la o imitație a unei piese de artilerie din perioada sovietică. Este făcută din placaj, tablă și fier vechi. Acesta este produsul finit, un tun cu o lungime de aproape 10 metri. Are destule detalii pentru a nu putea fi deosebit de un tun adevărat, văzut dintr-o dronă. Mihailo este tâmplar la a doua generație și își dorește cel mai mult ca tunul la care a lucrat să fie distrus cât mai rapid cu putință. Ei se uită prin camera unei drone, pare un tun adevărat, vor fi lovituri aeriene. Mai multe lovituri asupra imitațiilor de arme înseamnă mai multe vieți de soldați salvate. Ei nu se supun niciunui risc. Cu cât sunt mai multe bombardamente, cu atât mai bine. Voluntarii ucrainieni au învățat cum să imite instalații radar occidentale și chiar sistemul de apărare aeriană IRIS-T, de fabricație germană. Veteranul și analistul militar ucrainean Oleksii Hetman subliniază că este necesară păstrarea unui echilibru între resursele cheltuite și eficiența lor. Dacă Ucraina începe să înființeze unități speciale, începe să aloce un număr mare de oameni și de forțe, nu va mai merita. Imitațiile funcționează, dar nu oferă protecție 100% în fața atacurilor inamice. Pot să-i deruteze pe inamici cumva și este bine astfel. Dacă o singură rachetă lovește imitația, care costă câteva sute de dolari sau câteva mii, putem vorbi deja despre un mare succes. Echipele ucrainene nu le divulgă ce imitații folosesc și unde. Dar vor să-și asigure cât mai mult sprijin pentru a-și continua munca. În unele landuri germane, elevii vor trebui să mai aibă puțină răbdare până iau vacanță. În alte landuri, vacanța a început. Însă, indiferent de land, în toată țara se discută acum dacă, nu cumva, telefoanele mobile ar trebui interzise complet în școli, așa cum se întâmplă în Franța sau în Italia.
Iată care sunt părerile într-o școală din landul Schleswig-Holstein, în care elevii și profesorii au făcut un test, renunțând la telefon de 2 ori pe săptămână. În această școală din Germania se pregătește o mică revoluție culturală. Drogul numit telefon mobil ar putea fi interzis aici, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Dar pe acest subiect sunt discuții aprinse. O interdicție nu e bună niciodată. Trebuie găsite reguli care să fie respectate. În cazul celor care folosesc mult timp telefonul, notele au de suferit. Interzicerea telefonului mobil în școli este de ani de zile o temă de discuție nu numai în Germania. Multe școli au limitat folosirea aparatului în timpul orelor. Dar cum e în pauze? Elevii și profesorii de la școala de stat din Norddorf au făcut un experiment. De 2 ori pe săptămână și-au lăsat acasă telefoanele mobile. Au început și colegii mai tineri sau de vârstă mijlocie să protesteze. Nu permit să-mi spună nimeni când să mă uit la telefon și când nu. Mai ales aici, în mediul rural, trebuie să te asiguri că ajunge la școală copilul sau se întoarce acasă. De aceea, cred că e greșit să fie complet interzis. Mi s-a părut bine, fiindcă în pauze mereu foloseam telefonul. Acum, în pauze, sunt mai multe jocuri cu mingea și mai multă interacțiune socială. Toate acestea stimulează concentrarea la cursuri, mai ales în cazul elevilor mai slabi. Dar cum este cu digitalizarea în școală? Este o contradicție? În calitate de profesor, am răspunderea de a educa elevii. Ei pot fi educați propice doar dacă aici în școală li se pune la dispoziție un spațiu în care au voie să facă și greșeli. Matthias Dierx este unul dintre cei 2 eroi media ai școlii, care promovează dezvoltarea digitală. Landul Schleswig-Holstein a alocat 6 ore săptămânal în acest sens. Însă 1000 de elevi au la dispoziție doar aproximativ 60 de tablete. Vrem să devenim o școală digitală și să lucrăm cu asemenea dispozitive la ore. Dar sunt mulți elevi cărora părinții nu le pot asigura o tabletă sau un laptop. Și atunci telefonul mobil este cea mai simplă și rapidă opțiune la ore. În aceste condiții, alternativa rămâne integrarea telefonului în școli. Există deja opțiuni inovatoare. Înainte, am învățat la o școală din Neumünster și acolo aveam o materie care se numea Computer Science in Minecraft. Odată pe săptămână, timp de 45 de minute, construiai și învățai lucruri noi în jocul video Minecraft. După aceea, profesorul ne dădea note și astfel creativitatea era stimulată. În Norddorf n-a avut loc o revoluție culturală. Elevii și profesorii își pot aduce din nou telefonul mobil la școală. Însă experimentul a schimbat modul de utilizare în cazul anumitor copii. O interdicție generală nu este plănuită, dar Norddorf este un exemplu pentru întreaga Germanie. Albania este singura țară din Europa în care, în timpul celui de-al 2-lea război mondial, numărul evreilor s-a înzecit. După căderea comunismului însă, în anii 90, mulți au părăsit Albania în căutarea unei vieți mai bune. Ghidul turistic Elton Cauși este unul dintre puținii oameni din Albania familiarizați cu istoria unică a comunității evreiești din Albania. Elton Cauși nu este un ghid albanez tipic, este specializat în istoria evreilor albanezi din secolul al XX-lea. Astăzi, acest capitol din istoria Albaniei este mare parte datuitării. Elton ce-a propus să schimbe asta? Din păcate, la Vlora a existat o sinagogă distrusă în cel de-al 2-lea război mondial, care nu a fost niciodată reconstruită. Există eforturi notabile de înființare a unui muzeu la Berat. Există muzeul Solomon, care încearcă să arate și să rememoreze ce s-a întâmplat în timpul războiului. Există de asemenea eforturi de deschidere a unor muzee la Tirana și Vlora. Astăzi Elton vizitează la Tirana familia Cosia. Familia a primit titlul de drept între popoare din partea memorialului Holocaustului Yad Vashem din Israel. Acest titlu îi onorează pe cei care, nefiind evrei, i-au protejat pe evrei de teroarea regimului nazist.
Tatălui Fatos Kosia l-a ascuns în timpul războiului pe un evreu. L-a ajutat să scape atunci când situația a devenit dramatică la Tirana. Abraham a stat ascuns aici vreme de 6 luni. Pe vremea aceea, războiul ajunsese și la Tirana și situația era foarte gravă. Pentru a se asigura că nu i se va întâmpla nimic, tata l-a deghizat în țăran și a dat un măgar. Aici exista un punct de control unde se aflau soldați germani și un translator albanez. Tata a luat-o cu el și pe mama și pe sora mea, care atunci avea 4 ani. Când au trecut pe lângă postul de control, au fost opriți de un german care l-a consultat pe translator. Acela îl cunoștea pe tata și a spus soldatului german: pot trece, totul este în regulă, sunt oamenii mei. Înainte de război, în Albania trăiau doar 300 până la 400 de evrei. Către sfârșitul războiului, numărul lor a crescut la aproximativ 3750, fiindcă numeroși evrei din sud-estul Europei au găsit adăpost în Albania. După căderea comunismului, din cauza dificultăților de ordin economic, mulți au emigrat din Albania, stabilindu-se mai ales în Israel. Astăzi, în Albania trăiesc mai puțin de 100 de evrei. Unul dintre ei este Amos Doiaca, președintele comunității evreiești. Amos spune că, deși există unele stereotipuri antisemite, el nu s-a simțit niciodată discriminat. Noi nu suntem diferiți față de ceilalți, cu toții suntem născuți și crescuți în Albania. Eu, de exemplu, m-am născut și am crescut la Tirana. Nu sunt cu nimic diferit de prietenii mei care se află lângă mine în fiecare zi. Înainte de 1990, în Albania existau aproximativ 400 de evrei, iar după 1991, când țara s-a deschis, cei mai mulți membri ai comunității au emigrat în Israel și Statele Unite ale Americii. Astăzi, comunitatea mai numără 60, poate 70 de membri. Elton nu este evreu, dar este convins că forța Albaniei, predominant musulmane, rezidă în diversitatea sa religioasă și etnică. Mulți israelieni vin în Albania în calitate de turiști. Dar Elton și-ar dori ca și oameni care nu sunt evrei să afle cum Albania și-a deschis porțile pentru semenii lor aflați la Marea Ananghie în timpul războiului. Este o istorie albaneză de succes, națiunea albaneză care nu este unită prin religie, care este divizată în jurul unor învățături religioase diferite, dar care are o cultură de a-i proteja și ajuta pe străinii aflați în nevoie, i-a salvat nu doar pe evrei locali. Albanezii și-au deschis porțile și pentru comunitățile evreiești din Skopje, Salonic, Belgrad, Viena, Germania, Italia. Nu au salvat doar câteva persoane, ci mii de vieți omenești. Elton speră că acest capitol unic din istoria Albaniei va fi pilduitor mai ales pentru tinerii din Europa de Sud-Est. El este convins că multe se pot câștiga de pe urma diversității și a coexistenței bazate pe respect reciproc. Conform legilor din Ungaria, nicio vulpe n-ar trebui salvată. Aceste animale sunt considerate niște prădători care dăunează, iar vânătorii sunt încurajați să reducă populațiile de vulpi, împușcându-le. Dar Norbert Curunții vrea să le salveze. El a înființat o fundație care îi despăgubește pe cei cărora vulpile le-au făcut pagube și au predat lui animalul în loc să-l omoare. Curunții a salvat până acum sute de vulpițe. Această vulpiță se numește Blue. Este femelă și are o rană la cap. Credem că a mușcat-o un câine. Acum doarme, probabil a mâncat pe săturate. Are aproximativ 1 lună și jumătate. Blue și alți pui de vulpe sunt găzduiți în casa de la țară a lui Norbert Curunci. Aici ține el micuțele prădătoare, dacă au răni, picioare rupte sau sunt slăbite. Puii sănătoși, dar orfani, sunt duși la adăpostul înființat de el, dacă vulpile mame nu-i mai acceptă. Punem o găleată sau un carton pe puiul de vulpe sau îl așezăm într-o cutie pe care mama o poate deschide. Dacă mama mai trăiește și nu e rănită sau împușcată, aproape întotdeauna își ia puiul de acolo. Înainte, Norbert era om de afaceri și trăia la Budapesta. Cândva s-a săturat de agitația capitalei, s-a mutat la țară și s-a înconjurat de animale.
a prins drag de vulpițe prin intermediul pisicilor fără stăpân. Aceasta a fost prima sa vulpe, Foxy. Pe rețelele de socializare are sute de mii de fani care îi sprijină fundația ce preia și costurile mari cu tratarea animalelor bolnave. În plus, fundația îi despăgubește pe gospodarii ale căror găini au fost omorâte de vulpi. Cu toate acestea, spune Norbert, vulpile dau mai rar iama în cotețul de găini. Ele preferă altă hrană. Vulpea este cel mai bun distrugător de șoareci de câmp și alte rozătoare mici. Este în natura sa de prădător să elimine rozătoarele și ar fi cea mai bună opțiune de protecție pentru fermieri și pentru agricultura ungară care suferă din cauza daunelor provocate de șoarecii de câmp. Și totuși, vânătorii împușcă anual aproape 100.000 de vulpi. Legea din Ungaria spune că populațiile de vulpi trebuie decimate și găzduirea acestora în centre de salvare sau adăposturi pentru animale nu este permisă. Lucrul acesta îngreunează munca lui Norbert Curunci. Activitatea noastră este tolerată printr-o interpretare sau alta a legii. Dar adevărul este că multor oameni nu le place că fundația mea salvează vulpi. În multe țări occidentale, vulpile sunt protejate prin lege. În sezonul de reproducere, vânătoarea este interzisă, iar uciderea puilor nu este permisă. În Ungaria, încă nu există asemenea reglementări, iar Norbert luptă pentru a schimba lucrul acesta. Până atunci, are grijă singur de animale. Atât cât poate el de bine. Corgis erau câinii preferați ai regretatei regine Elisabeta a II-a și antreprenoarea Gabriela Stoimenova preferă acești căței pitici cu picioare scurte. Gabriela a inaugurat la Sofia prima cafenea pentru câini din Bulgaria. Patrupedele se pot juca în timp ce stăpânii savurează un cappuccino. În ofertă există prăjituri și alte preparate delicioase, atât pentru căței, cât și pentru oameni. Pentru inaugurarea unui asemenea local, Gabriela a avut mult de luptat cu autoritățile. În această cafenea nimeni nu rămâne singur. Căței din rasa Corgi, Ziri și Berry le țin companie clienților de aici în fiecare zi. Dar oricine poate veni însoțit de propriul său câine. Toți sunt bineveniți în această primă cafenea de acest gen din Bulgaria. Toți câinii sunt bineveniți, indiferent dacă sunt câini de rasă sau nu. Gabriela Stoimenova este președinta Welsh Corgi Club din Bulgaria. Multă vreme, membrii clubului au căutat un loc potrivit unde să se poată întâlni însoțiți de animalele lor de casă. Mă gândeam de ce nu există un astfel de loc și așa ne-a venit ideea să înființăm o cafenea Corgi. Nu a fost ușor, până să primească aprobarea au trecut 6 luni, fiindcă o cafenea pentru câini nu este ceva obișnuit în Bulgaria. Pentru autorități a fost ceva cu totul nou, așa că a trebuit să descoperim împreună cum se poate face cel mai bine așa ceva. În cele din urmă au văzut și ei că suntem oameni drăguți, oameni buni, care vor să încerce ceva nou și cool în Bulgaria. Deschiderea cafenelei a fost o surpriză plăcută pentru Ștefania, care de atunci vine aici regulat, însoțită de canisa ei Honda. În rest, patrupedul este binevenit doar în puține locuri. Pe fundalul faptului că în Bulgaria există o respingere generală față de patrupede, nu aș fi sperat niciodată că va exista cândva un loc precum acesta. Ea este de părere la unison cu restul clienților că aici se poate da uitării agitația vieții de zi cu zi. Ei sunt cei mai buni psihoterapeuți. Îmi doresc în sinea mea ca oamenii să devină mai drăguți cu animalele, să ajungă să le iubească. Gabriela, deschizătoarea de drum, își dorește acum în Bulgaria mai multe locuri în care animalele de companie să fie binevenite.
Dacă ajungeți vara aceasta în orașul Varna, la Marea Neagră și întâmplător v-ați luat și pisica în concediu, vă recomandăm un scurt popas la cafeneaua dedicată pisicilor. Europeo a ajuns la final. Până săptămâna viitoare, vă așteptăm cu noi informații pe pagina noastră online și pe platformele de socializare.